Astăzi avem contracte semnate de aproximativ 700 de milioane de lei. Contracte semnate și proiecte aflate în diferite faze de implementare. Evident, cel mai mult contează proiectele pe partea de mobilitate. Pentru că, spre deosebire de alte orașe, noi nu suntem doar așa un oraș graniță al României, al UE și al NATO. Suntem un oraș care ne învecinăm pe jumătate cu Marea Neagră. Lucrul acesta vine și cu bune și cu rele. Este pentru trafic mai greu să gestionezi un oraș semiradial față de un oraș care este radial. De exemplu, Cluj-Napoca, Brașovul, alte orașe unde poți să faci o centură în jurul orașului. Constanța are doar jumătate de centură și atunci partea de mobilitate este esențială. Avem proiecte pe zona de schimbare a coloanei vertebrale de transport a orașului, unde inserăm cât putem de mult liniile dedicate pentru transportul în comun, piste de bicicliști, trotuare redate pietonilor și facilități de smart city. Noi avem astăzi o flotă de autobuze care ne pun la dispoziție 28 de parametri în fiecare minut. Ține de noi să îi separăm pe cei cu o importanță tehnică legată de consumul, durata de viață a autovehicului, și precum și cei pe care îi dăm publicului, astfel încât să-și poată planifica, să-și poată rezerva, să-și poată achita, să-și poată gestiona un comportament fără să interacționeze cu altcineva. Avem proiecte pe zona de eficiență energetică și aici evident că investesc în primul rând în zona de educație. Multe școli și licee din Constanța beneficiază de fonduri pentru creșterea eficienței energetice. Practic, principalele 5 licee ale orașului au toate parte de finanțare. Unele dintre ele, evident că sunt și clădiri mai vechi, clădiri istorice și avem nevoie de un tratament mai special pentru acestea, dar, așa cum am spus, când știi ce ai de făcut, nu te oprește nimic. Mergem de asemenea pe zona de creșterea calității spațiului urban. Constanța suferă, pentru că gândiți-vă că noi am fost un oraș care acum 100 de ani aveam cam 20.000 de familii și am ajuns în urmă cu 30 de ani să se închidă orașul, să se sigileze că se dezvolta prea mult, prea repede. Dar se dezvolta un oraș fără mașini, pentru că nu erau atâtea mașini, așteptai o viață să-ți iei o mașină și după ce ți-o luai, mergeai cât aveai rația sau o duminică dau una ba în funcție de numărul de la mașină. Ne-am trezit în ultimii 30 de ani cu o puzderie de mașini, pentru că fiecare familie are una, două, chiar trei mașini, alții au mașină și pentru vânătoare sau pescuit, cu care își trag barca, în funcție de specificul local. Avem mașini pentru companii și multe companii de distribuție ce deservesc tot litoralul românesc sau toată Dobrogea, își au sediul în Constanța. Avem mașini ale operatorilor din zona de port și dintr-o dată Constanța a devenit un oraș sufocat de mașini, având cel mai ridicat grad de motorizare după cunoștințele mele. Așa că a trebuit să ne luptăm cu restabilirea echilibrului între pietoni, transport alternativ și transportul în comun, plus această luptă agresivă a transportului individual. Așa că am început, pentru a crește calitatea spațiului public, pe care nu-l vedeai pentru că erau mașini parcate peste tot, pe trotuar, pe spațiu verde, peste tot, practic, să restabilim acest echilibru. Și ușor, ușor am început să amenajăm parcări și să degrevăm trotuarele de mașini, să impunem reguli. Și e greu, în Constanța, practic, nu se plătea parcare doar în anumite zone și acolo cu taxator. Gândindu-ne la un oraș al viitorului, noi am inserat doar plăți electronice. Vă dau exemplu, New York-ul. Și trebuie să ne raportăm la orașe internaționale, pentru că noi suntem un oraș internațional, așa s-a născut, așa trebuie să fie Constanța, trebuie să se uite către alte orașe. Evident că mi-am dorit ca ușor, ușor, poate chiar forțat pentru alții, dar pentru mine este tot ușor, ușor, adică aș fi vrut un ritm chiar mai accelerat, să trecem către digitalizare, către aplicații, către plăți electronice, pentru că astăzi pierdem prea mult timp pentru formă și prea puțin timp pentru fond. Pentru decada următoare, Constanța știe foarte bine ce are de făcut. Și mă bucur foarte mult că la structurarea acestei agende am colaborat cu Banca Mondială, cu care am făcut trei lucruri distincte.
Am luat orașul și l-am dezmembrat în trei. Zona istorică, zona de turism, stațiunea Mamaia, dar și cu inserție în oraș, pentru că dintr-o dată orașul are valențe turistice, și cartierele comuniste. Și pentru fiecare dintre aceste zone am elaborat câte un ghid, câte un manual. Evident că a trebuit să culegem date, să interpretăm, să planificăm și au adus contribuție pe lângă echipa Băncii Mondiale, cu care suntem într-un parteneriat, arhitecți din multe țări care au vizitat Constanța, tocmai pentru că ne dorim să ne raportăm la ce se întâmplă în lume. De aceea chiar și instrumentele electronice pe care le avem, aplicațiile, sunt similare cu cele care se folosesc la Washington, pe care le folosește Banca Mondială, NATO, tocmai pentru a exista o compatibilizare. Procesul de culegere de date ia timp, dar este esențial în orice ce înseamnă planificare. Așa că poate în acest mandat am dedicat mult timp culegerii datelor. Și da, poate nu sunt multe orașe din lume care au fotografie cu fiecare pom din oraș. Deci nu vorbesc doar să știi dimensiunile, specia, caracteristicile pomului, ci să ai și fotografia lui. Poate nu sunt multe orașe care să își inventarieze stâlpii de iluminat sau mobilierul urban cu fotografie, cu geolocație, astfel încât, ușor, ușor, partea de sesizări, de reclamații, să fie autoindusă, să devină simplă, prin geolocalizare și o fotografie, să știm deja care e problema și să putem interveni într-un mod eficient.